Dar înainte de toate, o să dau hotărârii numărul 34/2020, privind aprobarea numărului denumirii și componenței comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comunean. Consiliul Local Comunean, am întâlnit în ședința ordinară din 13-a, având în vedere încheierea civilă numărul 1060/2020 și 1175/2020, prelungate de către Bucurie, fără de aplicare a autoritatea mandată de Consiliul Local, numărul de numire și componența comisiilor de specialitate cu domeniul de aplicare din cadrul Consiliului Local al Comunei, ca după cum urmează. Comisia numărul 1, Comisia Buget, Finanțe, Urbanism, Programe de Dezvoltare Economică, Socială și Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, cu următoarea componență. Tocea Vasile, președinte. Vârbulețul Mirela, secretar, Puțică Gheorghe, membru, Jeanu Ignel Solin, membru, Gheorghe Iulian, membru. Domn președinte, cu tot respectul, îmi permiteți să iau cuvântul? Da, mă scuz. E prima dată când ne întâlnim și dezbatem acest subiect, adică până în prezent nu s-au întrunit aceste comisii de specialitate. Eu n-am votat nimic, noi n-am votat nimic. N-am votat un președinte, n-am votat un secretar de comisie. Au fost doar niște propuneri, niște numiri în cadrul ședinței trecute, atâta tot. Dar noi nu am votat așa ceva. Adică, vă rog frumos, adică vreau să înțelegeți că trebuie și insist să intrăm într-o stare de normalitate. Exact în stare aia. Păi nu prea suntem, domnul Pascu. Exact în stare de normalitate. Nu suntem, pentru că eu nu am votat. Domnul președinte, explicați-i domnului Pascu că există o disciplină în conversație și dumneavoastră e rolul dumneavoastră de a... Ce să ne strice, domnul președinte, mie? Cine câștigă alegerile, face regulă în felul ăsta, e toată lumea asta, la americani cu acea pe cine câștigă. Asta e doar la Ianca, domnul Pascu. Asta e doar la Ianca. E mintea dumneavoastră, poate că normalitatea ar fi după cum rezumat. Normalitatea e cine domnul secretar, face regulile în Consiliul Local. Vă rog să consemnați acest lucru, ce este punctul de vedere al domnului Pascu, că cine câștigă alegerile face legea. Vă rog să menționați în procesul verbal de ședință punctul meu de vedere. Da? Dar vă rog să menționați acolo, domnul președinte, că domnul Pascu menționează treaba asta. Nu există. Așa să verificăm în lucrurile astea. Arată-ne, am făcut raportul cu telefonul meu. Nu voi verifica lucrurile astea.
Nu tu verifici aparatul propriu. Nu, domnul președinte, suntem într-o ședință de Consiliu Local. Eu nu am timp de... Am răbdare, dar n-am timp de pierdut. Ai timp de reclamații. Cu de reclamații arate că ne-am primit unul la un retar. Iar pe noi niciodată nu va reclama când vă temeam... Domnul Pascu, dacă venea, apropo, vorbim de treaba asta, da? Dacă veneam eu, Sorin Jianu, da? Dacă veneam eu, Sorin Jianu, vreau și eu să văd o chitanță. Ce? Dumneavoastră ați plătit, că sunteți cetățeni ai Comunei Iancă, da? Ați plătit, ați solicitat cuiva, există un contract, există o chitanță. Ce? Că la petrecerea respectivă, da? Vă întreb. Afară sunteți cetățeni ai Comunei Iancă, alea sunt bunuri, sunt bunuri ale Comunei Iancă. Nu există, vreau și eu să văd și o să cer dacă... Deci nu merită. Nu am timp să ascult la discuție de la voastră. Deci nu faceți vă rog că... Și după discuția, ce vreți dumneavoastră? Domnul secretar. Trecem la vot și supun votului fiecare comisie pe care eu o prezint în fața dumneavoastră. Deci am zis comisia numărul 1, Comisia de Buget Finanțe, Urbanism, Programe de Dezvoltare Economică Socială și Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei cu următoarea componență. Deci Partidul Social Democrat și-a numit reprezentanții următor. Deci, Socia Vasile, președinte, Pârgulețu Mirela, secretar din partea PMP-ului, Puțică George, PSD, Jean Irina Sorin, PNL, Gherghe Irian, PNL, MEMA. Domnul secretar, voi menționați și am vorbit, adică ți insist pe treaba asta, adică suntem în ședință de consiliu local sau ce suntem? Cine este pentru comisia numărul 1 pe care v-am prezentat? Încă nu a început ședința de plen, asta vreau să vă zic. Deci încurcăm unele lucruri aici. Păi domn președinte a început să discute ca și când noi ședința este deschisă. Eu nu sunt cârcotaș, dar hai să facem lucrurile cum trebuie. Ce secretar? Eu am ședința aici, a anunțat componența fiecarei comisii. Acum, fiecare comisie care e nominalizată se poate întâlni 2 minute, 5 minute, își alege. Dacă nu corespunde exact cerințelor... Asta îmi doresc, domnul consilier Popa, asta îmi doresc. Asta e starea de normalitate. Deja ni s-a citit, ni s-au citit comisiile cu funcții, cu președinte, secretar. E legal, nu e normal, adică... Eu vreau binele cu acestei comunități, pentru că orice ulterioară, hotărâre ulterioară, având în vedere că nu s-a respectat procedura, va fi nulă de drept. Auzi, Sorin, până acum cred că au fost 11 ședințe de Consiliu Local și nu a fost nicio hotărâre declarată nulă de drept. Eu vă spun că așa va fi. Deci nu de acum începe Consiliu Local. Așa a mers. Și sunt niște ori, eu am vrut 20 de ani de când sunt pe aici și n-am auzit până acum că... Dați voie să continui comisia numărul 2. Să reprezint toate cele trei comisii și după aceea hotărâm. Propuneri? Propunem. Ăștia sunt propuneri, da. Propuneri, exact ce am zis. După care se votează. Haideți că nu durează. Respectăm, eu nu vreau, domnul Popa, eu nu vreau decât să respectăm procedura. Scurt, fără să ne întindem. Da, să respectăm procedura. Este pentru binele nostru. Comisia numărul 2. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și Disciplină, de apărare a ordinii publice și a drepturilor cetățenilor, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii, cu următoarea componență. Preda Nicu, noi l-am propus președinte, Surul Elioară, secretar, Domozină Liviu Silvestru, Păpușoi Ariton Florin, Răzvoi Florian, membri. Comisia numărul 3, Comisia pentru Sănătate, Învățământ, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, cu următoarea componență. Popa Iulian, președinte, Drăghiciu Țoc Marinela, președinte, secretar, Țoc Adrian, membru. Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale. Analizează proiectele de hotărâre a Consiliului Local din domeniul lor de activitate, întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra
problemelor analizate pe care le prezintă Consiliul Local, îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de aprobare și funcționare a Consiliului Local sau însărcinări date prin hotărârea al Consiliului Local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate singură. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal, iar prin grija secretarului general al Comunei va fi comunicată instituției prefectului 10 ori. Și acum, dacă vreți, ne retragem comisiile. Dar putem să rămânem aici. Putem să rămânem aici și atunci. Deci noi am propus din partea PSD-ului următoarea... Vorbim despre Comisia de Buget și Finanțe, prima comisie. Da. Să punem la vot și să punem. Am înțeles că mai sunt și alte propuneri. Să punem la vot. Eu îl propun președinte la buget, finanțe, pe domnul Iulică Gherghe. Da. Hai să stabilim, dacă e să stabilim, terminăm cu buget, finanțe sau... Să punem la vot, nu? Da, clar, exact. Clar. Deci cine este pentru... ca domnul, întâi la prima propunere, ca domnul Vasile, tu ce să fii președinte? Păi, votează doar membrii comisiei aici. Nu votează. Atunci? Votează doar membrii comisiei. De asta zic. Tot așa, da. E foarte adevărat, dar haideți să, că nu votăm. Doar membrii comisiei. Membrii comisiei. Nicu Preda. Da. Mașină, Nicu. Da, trei, la judecate. Mai am trei. Continuați procedura mai departe. Acum alegeți în partea. Cine este pentru... Păi, haideți să stabilim că mai e un aspect, să stabilim, să terminăm cu ăsta, să stabilim și secretarul, președintele și secretarul. Da. Da? Ia uite, pe tot în cazul secretar, pe cine propune? Păi, n-a fost... Hai să analizăm ce vorbim. Prima dată, ai zis așa, președintele Comisiei Economice dumneata. Al doilea, tot în comisia de dată. Părvulețu, secretar, sunteți de acord? Din comisia de la PSD să fie secretar. Aia da sau nu? Câți membri au fost? 5? Care e pentru secretar? Domnul, ia uite-te, domnul. Și dumneavoastră să facă o propunere. Exact. Păi dar ai zis prima dată să terminăm cu comisia. Da, dar am început la funcția de secretar acum. Exact. Păi da, și secretară la comisia economică. Păi da, dumneavoastră, posibilitatea să-și nominalizeze. Exact. Asta e tot. Hai să terminăm o dată cu comisia. Ideea e că vă mai întreb și eu ceva, cu scuzele de rigoare. Inițial știu că era domnul Liviu Domozină, membru, data trecută, la ședința trecută, la buget finanțe. Nu era domnul George. Noi am fost prezenți aici, există filmarea de la ședința respectivă. La partidul poate să facă schimbări oricând, în cazul comisiei. Domnul George, suntem la iumor. Și de ce vă referiți la mine? Nu... Vă întreb că înțeleg că dumneavoastră i-ați luat locul domnului Liviu Domozină. Da, poate... Poate lui lua, Dumnezeu, dar am luat acum, da? Nu, nu, nu. Să nu vă vorbim frumos, să lăsăm sănătatea prima dată să iei. Păi da, nu glumim cu lucrurile astea. Funcția de secretar. Da, exact. Este propusă pe Vreț Mirea. Eu ce zic? Da, acolo. Și eu îl propun pe domnul Sorin. Nu mai, ce nu. Da, să se scrie. Cine este pentru... Nu, eu nu accept, nu vreau eu. Nu-mi doresc nominalizare. Scuze. Domnul... Gata. Hai, trecem la următoarea comisie. Cine e pentru doamna Bărbulești? Păi, dar am spus, ce-a spus? Ce-a spus? Da, da, da. Vedeți la comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Președinte Preda Nicu. Cine este pentru? Aveți alt propunere? Da, am eu o propunere. Da. Președinte Popușoiu Florin Ariton. Ariton. Și eu pe Rădoi ca secretar. Da. Am reținut. Cine este ca Preda Nicu să fie președinte? Deci comisiile. Comisia alege. Comisia, da. Membrii comisiei. Strict membrii comisiei. Că suntem prezenți în aceeași sală, asta e altă poveste. Da. Nu e nimeni. Da.
Atunci am fost pentru ăla. Cine este de acord pentru Ariton, președinte? Din cum? Din unde? Ne pare rău. Ne pare rău. Suntem... Ce? L-am blocat mașina. Dar nu ne interesează. Nu ne interesează, domnul președinte. Nu, domnule, păi de ce să dăm gir la asta? Amânați, domnul, punctul. De ce să l-am mânat? Dar l-a ridicat, a ridicat și am votat. Am votat. S-a votat. Haideți, nu, domnul. Doamne, nu vă închinați. Domn președinte, vă rog să menționați. A supus, s-a votat pentru Ariton președinte. A supus la vot? Noi am votat. Vă întreb, domn președinte, a supus la vot propunerea respectivă? Bun. Un moment de pauză. După ce s-a votat, cum a fost, da? Repetăm. Repetăm. Vă propun... Deci, repetăm până e bine. ...numărul 2 pentru administrație publică. Hai de capul. Ca președinte să fie Preda Mitru. Deci reluăm votul, domn președinte, cu alte cuvinte. Da. De ce? În condițiile în care tocmai s-a votat acum două minute. Doar s-a votat acum două minute. Dumneavoastră... Da, da, domnul președinte, nu trebuia să supună la vot. Domnul președinte trebuia să constate acest lucru și să nu supună la vot până nu venea domnul. Ce e ăla? Domnul consilier, e o procedură, nu există circ, pur și simplu, e o procedură pe care trebuie... Vedem că normalitatea cum ești, susținem altceva. Continuăm? Totul depinde de dumneavoastră. A, că dacă domnul președinte poate să o suspende, o poate face oricând și gata. Trebuia să o suspende dacă constata lipsa domnului Preda. Păi unde sunt, mă? Nu sunt aici? Nu erați. Nu, că s-a făcut la vot, n-a scos. Dar nu e treaba noastră unde a scos. Ia, și care e problema? Că n-am votat la vot sau ce? Da, și s-a votat președintele... Sau s-a și vădut votat la mine sau ce vrei să spui? Nu ați fost aici? Nu, prinsese la un moment să câștige un vot de minus. Asta e ce? Mai să nu ne certăm că nu e vot. Asta e ce? Tu te-ai votat pe tine sau nu? Da, mă, ei și-au propus bici, și-au propus bici, ăsta a votat tot de latul și-au fost cinci. Să nu lăsăm, pentru secretar? Da, domnul președinte. Pentru secretar, din partea comisiei numărul 2, Sulul Elioară. Iar a doua propunere, Rădoi Spătian. Propunem la vot. Cine e pentru ca Sulul Elioară să fie secretarul comisiei de administrare? Cine este? Votează doar membrii comisiei. Cine este ca domnul Rădoi Florian să fie secretarul 2, la 2? Pentru că din partea cu Partidul Social Democrat lipsește domnul Dinu Liviu, care este internat în spital. Și atunci se face balotaj. O țineți așa, cred că până... Rămâne până își face Partidul Social Democrat o nouă propunere. Deci președinte, domnul Ariton. Haideți să conștientizăm un lucru, da? Orice hotărâre, orice proiect de Consiliu Local, da? Nu ia avizul de legalitate de la prefectură, este nulă de drept. Chiar și consultativ, acel aviz al Comisiei de Specialitate este absolut necesar la dosar. Fără avizul Comisiei de Specialitate, nu există hotărâre de Consiliul Local. E nulă. Văd că s-a făcut liniște, domnilor consilieri. Nu mai e circ. Eu vreau să existe transparență în ceea ce privește actul decizional și gestionarea banului public. Țin la treaba asta și punct. Mai multă transparență ca acum nu cred că a existat. Și slavă Domnului, ședințele s-au desfășurat și până acum și nu au fost probleme de genul ăsta. Asta vreau să scot în evidență. Dar nu văd, eu nu văd o problemă, nu ne cramponăm de nimic. E o stare de normalitate. Eu acum terminam tot ce era la ora de zi și plecam fiecare unde aveam treabă.
Trebuie să lămurim lucrurile și să... Adică... Pe noi ne-au mandatat cetățenii ca să ce? Să ne vedem de treburile noastre sau să ne vedem de treburile lor, domnule consilier Popa? Vă întreb. Deci trebuie să derulăm totul în ordine frumos? Păi asta facem. Asta facem. Derulăm în ordinea firească a lucrurilor. Suntem la început de drum și nu, eu personal nu vreau să greșim. Vreau să... Păi tocmai, n-am greșit cu absolut nimic. Vreau ca pe viitor ședințele... Deci eu propun ca și comisia numărul 2 să-și valideze. Să? Să rămână. Faceți o pauză, nu știu, cum s-a găsit soluția cu domnul consilier, nu vă dau eu soluții, dar cum s-a găsit soluția cu domnul consilier George, s-a schimbat la între timp, deși în ședința trecută era propus domnul Liviu Domozin, acum ne trezim la buget finanțe cu domnul... Adică văd că acolo a fost atent... Nu știu, partidul dumneavoastră, dar în partea asta n-a fost atent la acest detaliu, la Comisia atunci, de Agricultură. Și atunci, eu vă lucrurile altă soi. Da. Dacă Comisia este ședință, așa. Nu se poate valida la momentul ăsta, da. E posibil ca într-o ședință următoare sau cu altă perioadă de timp să cu se siguranță, ședință, cu siguranță. Deci, practic... Cu siguranță. Doar că, dacă vor exista de acum încolo proiecte de pe ordinea de zi care vor viza segmentul respectiv... Nu vor fi valabile, asta atâta tot. Va fi nevoie de un aviz de... Proiecte respective și comisia respective. Deci, poate mi-o rând, poate o zi, poate două, poate trei. Eu n-am o problemă, doar să respectăm procedura, atâta tot. Deci rămâne în suspans comisia numărul 2 sau rămâne... Doar la secretar, în ceea ce privește secretarul. Președintele a fost ales, domnul. Toată comisia pentru... De ce toată comisia? Păi, președintele cum a fost ales? Nu e tot cu 2 cu 2? Cum să fie 2 cu 2? Nicu Preda n-a fost în sală. Și a fost ales Ariton. Bă, eu sunt semnat aici că sunt prezent. Domnul Nicu, nu ați fost în sală când s-a supus la vot. Nu ați fost în sală când s-a supus la vot. Eu sunt prezent la... Domnul președinte a supus votării. Funcția de președinte. Nu. Nu, dar haideți să fim corecți. Data viitoare puteți să... Domnul președinte a supus votării funcția de președinte la Comisia 2. Și s-a ales, a fost ales Ariton. Deci eu vă propun să suspendăm punctul ăsta, comisiile, iarăși. Comisia numărul 2, să trecem la comisia numărul 3. Cine este pentru? Păi, ăstea sunt de la sine. Noi suntem prezenți aici ca și oameni într-o sală până la urmă. Adică suntem, de fapt, prezenți ca și membrii al unor comisii. E foarte adevărat, dar de asta suntem aici, să-și propună. Propuneți, domnul consilier. Dar propuneți-vă. Domnul Popa. Dar e vina noastră că domnul Preda nu a fost în sală. Florin, te rog. Florin. Așa decur toate comisiile. De ce o majoritate? Da, propuneți-vă acum. Da, propuneți-vă acum, fără probleme. De ce? Propuneți-vă acum. Că suntem prezenți, adică un consilier poate face parte din trei comisii. Puteți și acum să vă reconfigurați. Fără probleme. Fără să... Ceea ce vreau să exprim în mod că procentul de reprezentare în comisii e mai mare decât de o anumită... Da, este direct, e foarte adevărat. Consider că, vorbim pe ăștia, puteți câștiga una din comisiile astea în cadrul... Dar nu e asta obiectivul, nu e asta obiectivul nostru. Eu doar vreau să respectăm procedura, atât tot. Procedura e respectată. Ce mare lucru dacă ei înseamnă ceea ce spune acolo. Președintele, partidul nostru propune președinte. Așa, s-a votat și gata. Era un lucru de descurcat, e clar. Atât. Eu nu văd eu o piedică. De ce una problemă e la comisia în care domnul Domozină, din motive medicale, lipsește și acolo trebuie să este acolo secretarul restul. Păi și locul nu votați din urmă și că trebuie să mai mai mult. Păi dacă eu merg acum afară și nu știu, președinte... Sunt și de la comisie și dacă vor o comisie,
Și eu am propus din partea PSD-ului la comisia 2, Preda Nicu, și atunci, 30 de secunde, n-a fost în sală. S-a supus la vot? S-a fost ales aici. Și nu s-a terminat, că n-a fost semnat vot, da? A venit în sală, da, ce am și-a votat. Voi sunteți mai legicări contra, voi să mi se puneți tot. Omul Ivan, nu tot dezvoltați voi acutații. Reclamații peste reclamații. Toate reclamațiile și dumneavoastră. Ați încercat să cumpărați consilierii, ați încercat toate beneficiile pe pământ. Domn președinte, cu tot respectul, eu am venit aici ca să discutăm lucruri serioase, nu să ne... Domnul Pascu, ăsta e circ. Domnul Pascu, ăsta e circ. Chiar eu nu sunt... Domnul, eu nu sunt obligat să asist la circul dumneavoastră. Nu, eu vreau doar să se respecte o procedură. Vrei să spune legislarea pe fața cu sau de toată lumea? Ce ai cu să spune? Domn președinte, chiar așa... Nu mai rușine, bă! Rușine ar trebui să vă fiți nici după să veniți aici. Ascultă ce spun eu. Ați înregistrat în toate pozițiile personal, la aparate. Să cumpărați consilieri, să faceți nemedicii. Domn președinte, vă rog să luați măsuri. Ce măsuri să ia, bă, cu ei? Să vă sancționeze. Antropometrii. Înălțimea, greutatea... Deocamdată voi credeți că vă face jocul cu vreți voi aici? Nu o să vedeți. Poate mor eu. Ei, la fel vă spun eu. Poate mor eu. Poate și mor poate eu. Că așa ai intrat la fătăr, că peste cadavrul tău și ai dat afară personalul tehnic auxiliar care le-a prevăzut în lege și ai dat o afară. Când o să câștigi tu alegerile legal, așa cum mine la spate, atunci o să te respect. Atunci. 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 Domn președinte. Și vorbești mie cu tu? Mai vorbim. Cu mine? Păi dacă tu vorbești mie cu bă băiatule. Păi eu sunt bă băiatule. Poftim, sunt un pisic. Notează domnul secretar că eu sunt un pisic. Vă rog să notați că domnul primar mă cataloghează drept pisic. Domn președinte, vă rog frumos să luați atitudine. Deci acum ajung domnul secretar convocatorul, vă rog să semnați prezența. Voi ați scris pe vârsta și reluăm reclamă continuare, că l-am stat de picer. Că am stat învățat la spate. Vă rog. Registrăm o mântărie. Bă, frate, hai să-l interzim, hai vă să ne gândim prima. Bine, dacă vreți să fim, eu am încercat să am o atitudine constructivă, dar dacă vreți și că contra, o să vedeți și că contra de acum încolo. Haideți. De la început ai fost pe dintr-un. Să vă văd, domnul. Da. Am plecat copiii iar de 14 ani. Domn primar. Domnul președinte. Domnul. A fost două comisii. Dați-ne, domnul președinte, discuția e simplă. Da? Discuția e simplă. Și vă spun așa cu subiect și predicat. Domnul secretar, vă rog așa, în două vorbe, dacă vreți să-mi acordați. Da? Vreau să conștientizeze toată lumea din sală următorul aspect. Eu am venit aici din bun simț. Da? Din bun simț. Trebuia să fiu anunțat că există aici, s-a creat un precedent, domnul vice, Doamne ferește, este confirmat pozitiv, da? Am fost anunțați de acest aspect? Am fost anunțați? Adică eu risc, da, eu îmi risc sănătatea mea și a familiei mele, eu vă întreb, am fost anunțați? Deci eu vă întreb, am fost anunțați? DSP-ul deja știe de treaba asta, dar noi, eu ca și cetățean, am fost anunțat de acest aspect? Intru aici. Iau contact cu zona unde domnul vice nu-i doresc. Deci eu, pe mine mă interesează persoana mea, că și eu am probleme de sănătate și a familiei mele. Am fost anunțat despre acest aspect? Atunci... Domnul secretar, vă întreb un singur aspect. Da? Că văd că domnul Pascu o ține cică contra. Dacă o ține cică contra, eu am venit aici pentru interesele comunității. Dar dacă domnul
Pascu, da? Pentru mine nu există, nu e primarul Ienci, nu, e doar domnul Pascu, da? Vreau să le... Da, vreau să le... E punctul meu personal de vedere, da? Vreau să le comunicați dânșilor, da? O secundă, domnul consilier George, da? Sunt valabile, sunt valabile proiectele de ordine de zi, da, ale ședinței Consiliului Local, fără avizul, chiar și consultativ al comisiilor de specialitate? Sunt? Bun, sunt valabile? Bun, domnul consilier Popa, vă rog, v-am lăsat, da, să vă desfășurați, vă rog să-mi permiteți. Deci trebuie să existe acest aviz, da? Noi în momentul ăsta, dacă ne ridicăm și plecăm, da? Sunt întrunite acele comisii? În momentul ăsta, vă întreb, domnul secretar, sunt întrunite? Păi am semnat ceva, nu există așa ceva, am semnat, s-a desemnat... Da, există un președinte, un secretar, sunt constituite, vă întreb, sunt legal constituite, vă întreb, domnul secretar, sunt legal, că domnul Pascu mă ia pe mine, că sunt eu pisic, vă întreb, da, dacă vrea să o jucăm, să o jucăm, da, vă întreb, haideți să o jucăm, domnul Pascu, haideți. Deci vă întreb, domnul secretar, e valabilă vreo hotărâre de... Domnul președinte. Ascultați-vă puțin, comisiile de specialitate sunt egal constituite prin hotărârea Consiliului Local. Urmează să-și aleagă un președinte și un secretar de comisie. Bun. Așa, bun. Da. Deci sunt legal constituite. Da. Acum ne trezim că, de fapt, Doamne ferește, nu-i doresc nimănui rău, domnul Liviu Domozină este înlocuit cu domnul George... Da? Pățică. Păi așa? Se pare că așa este. Unde? Păi cum să fie? Poftim, comisie. Este. În comisia de buget finanțe. Este sau nu este, da, domnul? Da, este? Păi și atunci, cum să fie, domnul președinte? Domnul secretar, vă întreb. Nu. Vă întreb. Nu. Deci nu mai sunt pisic, domnul Pascu. Mergem mai departe cu logica juridică. Vă întreb. Mergem mai departe, domnul secretar. Comisia de buget finanțe. A fost domnul Liviu Domozină. Nu, nu e adevărat. Avem înregistrarea, vreau înregistrarea, am fost martori. Eu așa O secundă, n-are. Domnul secretar, stați o secundă. Da. Am notat eu. Domnul președinte. Comisia de buget finanțe nu a judecat. Domnul președinte. Mai am o observație de făcut. Deci ei ne reclamă pe noi și noi nu i-am reclamat niciodată pe ei. După când s-au hărțit pe secții de votare, pot trece, ascultăm la secții de votare, să faceți voi instrucție. Domnul Pascu, discutăm despre treburile comunității. Domnul președinte. Părfulețul Mirela, Puțică George, este scrisul dumneavoastră la proiectul, v-ați notat când au fost propunerile respective. Eu noi așa am notat. Mai am o observație. Da? Văd că e prezent aici în sală domnul Elvis Petrianu. Ședințele au caracter public. Eu sunt plătitor de taxe și impozite, da? Domnul Elvis Petrianu este angajat al primăriei Iancă, este în timpul serviciului, da? Eu îl plătesc. În momentul ăsta, dacă cineva vine de afară din comunitate și are nevoie de serviciul dânsului, n-are ce să caute într-o ședință de consiliu local. Este caracterul public, dar domnul Petrianu se află în timpul serviciului. Este în timpul serviciului, domnul Petrianu este în timpul serviciului. Domnul președinte, vă rog să luați măsuri.
așteptat de prezența fizică a cetățenilor comunei Iași la ședințele Consiliului. Foarte adevărat, domnul secretar. Primul lucru ăsta este. Nu, niciodată nu o să fie niciun impediment, având situația. Da, dar trebuie votat. Lasă-mă. Să zicem că trebuie limitată, că nu poate să intre 100 de nici, da. Dar niciodată Consiliul Local al Comunei Iarca nu va interzice prezența fizică a oricărui locuitor al Comunei Iarca. Care e rostul de ăsta de este caracterul public al ședinței. E foarte adevărat, dar domnul Elvis Petrianu în momentul ăsta se află în timpul serviciului. Este în timpul serviciului. Domn președinte, vă rog să luați atitudine. Sau vă rog să consemnați, domnul secretar, în procesul verbal de ședință, acest aspect. Așa au făcut la potă, dar data afară personalul tehnic din secțiile votare. Cu ce drept ai dat afară pe ea? Ați făcut o greșeală. De ce ai dat afară pe roamă și pe Marcelo? Tehnic auxiliar. Deci a fost din adresă venită de la instituția prefectului. Dacă nu este evident dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar. Să ce să facă domnul secretar? Foarte mare, nu aveați voie să faceți așa ceva. Ce să facă concret personalul auxiliar? Ce? Ce? Să dea buletinele de vot? Să dea buletinele de vot? Să dea câte 4 buletine de vot de primar? Vreți să fac la lege? Să dea atribuțiile personalului tehnic auxiliar? Domnul secretar, discutăm strict acum de... Suntem într-o ședință de Consiliu Local. Dispoziția respectivă are la bază niște prevederi legale, niște articole în vigoare, da? Și desemnarea personalului tehnic auxiliar s-a făcut pe baza articolelor legale în vigoare, toate, da? Păi acum discutăm... Acolo, bine, haideți să discutăm atunci despre alegeri. Dacă vreți să discutăm despre alegeri, discutăm despre alegeri. A fost o greșeală mare și personalul tehnic auxiliar a făcut cea mai mare greșeală că a ieșit de acolo. Bun, dar ce să facă personalul tehnic auxiliar? Să ce? Să facă concret, domnul secretar? Ce să facă concret? Ce? Vreau să vă spun că și acum avem... Ce? Avem personal tehnic. Ce concret? Care sunt atribuțiile? Ce concret? Cu liniuță de la capăt. Vorbesc pe personalul tehnic auxiliar. Bun, strict. Bun. Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. Da, Ah, deci nu buletine de vot, să dea câte 4. De ce le convine? Da? Nu așa. Participă la lucrări, dar n-avea voie să... Ce să caute la numărătoarea voturilor? Era desemnat de guvern să participe la numărătoarea voturilor? Să participe? De ce ne aducem aminte de morți? Păi da, eu am provocat discuția asta. Domnule, dați-mi voi un minut. Domnule primar. O să discutăm, vedem în perioada următoare. Domnule președinte, domnule primar, un minut și atât. Domnule Jean, permite, domnul primar, vă rog în suflet. Hai că nu face legă ce de la grafate. Și ca dumneavoastră, noi, PSD-ul, PNL-ul, chiar dacă ne confruntăm la cele două comisii, nu aveți cum să câștigați că suntem majoritari. Dar nu ne confruntăm. Care noi le folosim, că dumneavoastră le folosiți. Către PSD sunt nule, pentru că dacă aici sunt 3 cori, înseamnă 3 PSD, și aici sunt 2 cori PNL-ul. Mă bate. Dar nu s-a contrazis nimeni. Dar nu s-a contrazis nimeni. Ne certăm, ne așteaptă dracu moarte afară. Eu doar... Sunteți de acord? Nu suntem de acord. Suntem de acord să continuăm. Nu s-au dreptat, dar dacă vă tot așa e. Să le luăm comisia numărul 2 și 3. Ce trebuie să le luăm până la început pe toate? Ce mai luăm? Eu vreau în primul rând să luați măsuri cu domnul Elvis Petrianu. Da. Pe care ați încercat și pe asta să-l cumpărați atunci în campanie. Uite, poftim domnul consilier George Puțică. Domnul Bascu face ce face și tot acolo ajunge. Pune mă, dar încercați să te cumpere și pe tine. Ca să fie treaba clară. Hai dacă jucăm așa, hai să jucăm. Explică domnul secretar mai departe. Eu dacă mă ridic în momentul ăsta, da? Cu noi membrii PNL. Ne ridicăm și plecăm. Se mai votează hotărâre de Consiliul Local în momentul ăsta? Da, pentru că... Bun, și aviz o să iei de la prefectură? Explică-i domnului Pascu. Pentru că o să avem avizul comisiei
Comisiei de Buget Finanțe în care e majoritate 3%, da? Și, păi și eu am fost prezent, s-a întrunit, eu nu mi-aduc aminte să fi întrunit vreo Comisie de Buget Finanțe. Păi dar eu nu, trebuia asta făcută cu, înainte. Păi, înainte de a se prezenta proiectul de hotărâre, conform procedurii. Da, așa, bun. Și unde suntem? Suntem în cât suntem astăzi? Păi da, de ce? Poți să te întâlnești în ce ziua ședinței. Bun. Și eu mă ridic și nu sunt prezent, da? Eu știu că așa trebuia să se derulă. Îl întreb pe domnul Pascu, care mă face pisic. Eu sunt pisic. Eu vă spun, v-a spus cu cine nu trebuie. Ați crezut că, chiar ați crezut că sunt pisic, dar... Deci domnul Pascu mă amenință. Domnul Pascu mă amenință în public. Notați, domnul secretar. Domnul Pascu mă amenință public că verifică toate lucrările mele. Vă rog să notați, domnul secretar. Deci notați acolo, în prezența tuturor, că domnul... Deci, dacă pe mine, Parlament, n-ai încără... deci mă amenințați când verificați lucrările, da? A scos-o pe gură, domnul primar, domnul Pascu. A scos-o pe gură. M-ați amenințat în public când verificați lucrările, că o să aveți act de cojocul meu. Nu te-ai ocupat tu de mine, o să mă ocup și eu de tine. Vă mulțumesc. Uite, foarte bine, o să cer și eu răbunit la unei lucrări ce ai făcut. Vă mulțumesc. Deci mă amenințați. Asta este amenințare, cu subiect și predicat. O să hotărască, organele de urmărire penală, dacă... Aia securistică, dar cu mine nu merge. Poate așa. Nu mai gata, și de mine. Așa, așa, așa. Deci, am înțeles. Dar putem să... încă o dată, depășim momentul sau... Luați-ne comisia numărul 2 și gata. Ce? Oh. Ce să luați, mă? Nu, no, eu mă retrag. Am venit din bun simț, dar în momentul ăsta eu mă retrag. Asta este. Dacă domnul Pascu înțelege să ne amenințe și să nu purtăm să, la orice dialog să ăsta, eu mă retrag. Tine, eu am venit din respect pentru tine, dar în momentul ăsta eu mă retrag. Da? Adică aceste hotărâri nu vor avea efect juridic fără avizul consultativ al Comisiei de Specialitate. Deci toate inflexiunile verbale ale domnului Pascu. Da, eu am venit de rușine, cu toate că nu m-a informat că aici există un focar de infecție COVID. Am venit în interesul cetățenilor, am venit, dar văd că de fapt nu facem decât să ne amenințăm, să ne adresăm insulte. Da? Nu e asta o stare. Eu doar am vrut și îmi doresc să stabilim legal, da, cum scrie la carte domnul secretar. Atât am dorit. Nu mi-am dorit președinte, nu mi-am dorit nimic, nu mi-am dorit secretar de comisie, doar să respectăm procedura. Legal. Nu este, domnul secretar. Ne-am întâlnit noi cu 3 zile înainte cu comisiile de specialitate. Ne-am întâlnit, vă întreb. Ne-am întâlnit? Vă întreb, domnul secretar, ne-am întâlnit? V-ați întâlnit în ziua ședinței. Și este legal. Cu 3 zile înainte, domnul secretar. Cu 3 zile înainte. Da? Cu 3 zile înainte. Nu ne-am întâlnit. Procedura nu este. Nu este. Nu este. Eu să fac? Discutați cu domnul Pascu. Explicați-i domnului Pascu. Vă rog să-mi dați voie să vorbesc. La discuția care am asistat. Da. Eu nu sunt membru în Consiliul Local. Eu am două puncte pe ordinea de zi. Așa, și de ce îmi spuneți mie? Dar de ce îmi spuneți mie? Explicați-i domnului Pascu. Eu am venit de rușine, de rușinea lui tine, eu am venit. Și pentru cetățenii ăștia ai comunei, da? Explicați-i domnului Pascu. Nu. Nu, încercați să explicați domnului Pascu. Așa. 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 Da. Nu eu am provocat acest circ, eu doar mi-am dorit să se respecte procedura. Atât. Eu nu mi-am dorit circ, doar să respectăm procedura. În ideea de a fi legale. Domnul președinte, da? Eu am vrut. Nu am impresia, sigur, dumneavoastră nu știu cum funcționează instituția. Nu, dumneavoastră până în prezent
ați funcționat cum ați vrut. Haotic. Nu s-au respectat proceduri, nu s-au respectat termene. De asta și arată comuna asta cum arată. Da. Asta este. Ședința se suspendă 10 minute, comisiile se întrunesc, își aleg președinte.